echitantă, consistentă, etc. Deci am ales să fiu responsabil să nu vă întrerup și ca atare probabil că vom prelungi cu bunăvoința dumneavoastră cu vreo 10 minute, 15 întâlnirea de astăzi și aș prefera, așa cum am spus anterior, ca dialogul să fie unul real și anume ca întrebările pe care le veți spune să fie într-adevăr la temă. E greu de spus acum care asemenea întrebări sunt la temă, dar cred că domnul profesor este în măsură să hotărască dacă va răspunde mai, eu știu, mai pe larg întrebările noastre, iar dacă nu o face, o puteți, eu știu... În primul rând trebuie să știu răspuns. Sigur, da, în primul rând asta, da, sigur că da. Iar dacă nu, evident că există și o altă cale de a-l aborda pe domnul profesor, pe, cu altă ocazie sau pe internet. Vă rog. Aș vrea încă o dată, când puneți întrebarea, să vă și prezentați, da, ca să știm, mă rog, ce profesie în primul rând aveți, neapărat numele, ca să fie mai clar și răspunsul domnului profesor. Mă numesc Alexandru Tașman, de Academia de Științe Economice cu colegul Costa Munteanu. Și am această inclinațiune spre această trilogie între știință, credință și filosofie. Domnul rector, felicită pentru acest expozeu deosebit. Noi avem o legătură foarte strânsă și dură, a fost și o cochetare a lui Costa cândva în tinerețele lui, legat de costul opțiunii, costul alegerii, o chestiune foarte puternică în economie cu un idee. Eu, empatic, m-am închipuit Universitatea Glasgow, cândva Adam Smith era profesor de logică, decan în facultate și ținea un expozeu. După aceea a scris teoria sentimentelor morale. Vreau să spun o primă întrebare, domnule rector. Actualul primar al Londrei, Boris Johnson, spunea că spiritul invidiei și lăcomia sunt două aturi puternice ale progresului economic. Este program de alegere în plan ideologic, în plan doctrinar, a unei opțiuni de politică economică după care merge lumea. Care ar fi părerea noastră vis-a-vis că ele intră în conflict cu tot ce este în plan religios, păcate, patimi, etc. Părerea dumneavoastră față de această afirmație, dacă îmi permiteți. Deci, trei întrebăruți am. Doi, de ce considerați că nu s-a construit încă o statuie a responsabilității în raport cu surata ei, statuia libertății, care a fost adurată, dusă și în domeniul legislativ, crescută foarte mult, avem un exces de libertate, onoară aici în biserica, libertăți sexuale, libertăți în ceea ce privește alte hotărâri ale oamenilor, de exemplu legalizarea Constituției, care e discuții dure și care afectează societatea, deci e vorba tot de o libertate dusă în planul excesiv a libertățile individului, inclusiv un abort. Și a treia întrebare, când doamna Merkel, Angela, a venit la Cluj și a fost gratulată cu titlul de doctor honoris causa, a spus foarte puternic să revenim la libertatea în responsabilitate, transmitim mesajul ăsta tuturor liderilor europeni. Am tot urmărit acest lucru, inclusiv la Forumul Economic la Davos, nimic despre această chestiune, libertate în responsabilitate. Am pus aceste întrebări domnul rector, deoarece un orator, Stephen Covey, spune dacă știi și nu faci nimic, nu știi nimic. Deci problema de ce nu există la orator acțiune, responsabilitate în libertate. Da, întrebările sunt foarte grele, vă mulțumesc pentru ele. Legătura cu antinomia, libertate, invidie, care sunt totuși socotite de către unii economici ca motor al acțiunii individuale și oricum al acțiunii economice și, pe de altă parte, toate aceste concepte și valori despre care am vorbit aici, nu? Da. Liberul arbitru, responsabilitatea, accentuat în toate cele trei întrebări asupra responsabilității. Dacă suntem, cred, realiști, trebuie să acceptăm că oamenii au astfel de motive, hai să numim așa, primare, care pot fi calificate pe o anumită scală etică-morală ca fiind motive mai meschine, motivele egoiste.
primare. Și lăcomia, invidia sunt motor pentru acțiunea noastră. După cum invidia poate să fie un motor și pentru tot felul de acțiuni și de alianțe politice pe care le facem pentru a ajunge la anumite finalități pe care le-am propus. Pe de altă parte, cred profund în adevărul pe care l-a relevat Aristotel, spunând că omul este prin natura sa o ființă socială. Nimic din ceea ce vrem să întreprindem și să facem nu se poate face în afara societății. Dacă lucrurile stau așa și multe dintre acțiunile noastre sunt foarte complexe, ele cer coordonare. Cer acceptarea unor compromisuri care sunt rezonabile, chiar dacă ele pe termen scurt sunt împotriva a ceea ce ar dicta lăcomia și interesul strictosensul egoist. Și atunci, printr-un fel de echilibru pe care societatea îl impune și toate mecanismele politice pe care noi le instituim, încercăm să ținem sub un control și departe de zona explozivă toate aceste conflicte care ar putea să ducă la destrămarea structurii sociale. Deci, în ultima instanță, cred că ar trebui să acceptăm că toate lucrurile sunt acolo. Să le acceptăm ca atare, oarecum. Pentru că și lăcomia și invidia sunt lucrurile ale omului. Să le înțelegem în limitele care putem să le înțelegem, chiar dacă nu le acceptăm până la capăt, dar să înțelegem că mai mult decât atâta suntem prinși într-o structură și într-o logică mai amplă, unde trebuie să fim împreună ca să facem lucrurile pe care le dorim. Deci este într-adevăr o contradicție pragmatică între ele, dar nu este o contradicție absolută finală. Ideea cu statuia responsabilității este, nu e probabil numai un calambur sau o glumă. Chiar, oare de ce n-a făcut nimeni o statuie responsabilității? Este o frică, da. Dar cred că a doua și a treia întrebare pe care le-a spus se leagă oarecum între ele și ceea ce spune Merkel sau spune alți politicieni mai lucizi este faptul că, într-un fel, în felul în care am ajuns să dezvoltăm democrațiile noastre constituționale, am uitat de faptul că politicianul este investit cu putere din partea noastră pentru a avea mai multă răspundere. Și nu pentru a avea mai multă libertate pe care să o consume lipsit de luciditate și de angajare față de binele societății care l-a pus să lucreze pentru acea societate. De ce în această alegere între libertatea aceasta oarecum neîngrădită și irresponsabilă și responsabilitate politicianul alege mai degrabă acest gen de libertate? De fapt, nu știu dacă alege libertatea, cred că de multe ori el alege să fie oportunist. Pentru că jocul democratic e un joc în care trebuie să faci promisiuni, să dai omului alegeri pe care le prezinți ca fiind raționale, în schimbul unor voturi pe care oamenii ți le dau. Și atunci, într-un fel, dacă nu reușim să echilibrăm acest mecanism, care este un mecanism și social, și politic, și religios, la un moment, cred, nu putem să avem o soluție bună pentru acest gen de dezechilibru. Eu personal sunt unul care militează pentru mai multă responsabilitate. Și poate uneori pentru înțelegerea libertății în interiorul sferei, adică limitată oarecum de sfera răspunderii pe care trebuie să asumăm și să o conștientizăm. Iar educatorii au un rol foarte important. De ce facem noi, profesori, începând din grădiniță, școala primară și în la facultate, au un rol foarte important. Un rol pe care uneori nu ni-l asumăm integral și uneori abdicăm de la acest rol. Domnul profesor, dați voi în primul rând să vă dau o mână de ajutor în a răspunde întrebării anterioare. Mulțumesc. Ca anume, de ce egoismul și lăcomia reprezintă forța motrice a societății noastre. Cam în acest fel a fost formulat. Nu este deloc în contradicție cu ceea ce a spus dumneavoastră, și anume că noi, cei care ne aflăm undeva acolo deasupra lui pe punct, deci realitatea din trecut și până în prezent, avem posibilitatea totuși de a alege. Dacă acceptăm ca lăcomia și egoismul să fie forțele care ne conduc, sau dacă nu. Deci, prima concluzie e că am acceptat până acum acest lucru și realitatea o vedem nu în
unde este și eventual spre ce se îndreaptă. Dar asta a fost completare și o încercare de a răspunde domnul profesor. Ce nu este mie clar? De ce în această ecuație, și anume liber arbitru și responsabilitate, nu se găsește elementul principal care să ne ducă la responsabilitate? Pentru că eu nu pot să abordez responsabilitatea unei acțiuni dacă în prealabil nu a fost trecută printr-o etapă numită de cunoaștere sau de conștiință. Pentru că tocmai aici vine lumea din trecut și proiectată în viitor, nivelul de conștiință sau de cunoaștere, cum vrem fiecare să o. Și întrebarea mea, ca să termin totuși cu o întrebare, de ce nu ați introdus în această ecuație liber arbitru și responsabilitate, pe care eu le accept cu toată ființa mea, și o poziție strict necesară, și anume cunoaștere. Da. Foarte bună întrebarea, vă mulțumesc. Asta, de fapt, mă ajută să clarific o chestie pe care, scuzați, o problemă pe care am atins-o chiar tangențial, deci nu folosesc aici cuvântul nepotrivit. Atunci când am vorbit despre de ce am în vedere lucrul acesta, și vă dau într-o totul dreptate în ceea ce ați spus. Când am vorbit despre libertate ca o proprietate a individului uman, de fapt nu am dezvoltat toată fenomenologia foarte diversă a ceea ce presupune sau a ceea ce este presupus de către libertatea sursei, am vorbit, o agentului. Iar cunoașterea și conștiința sunt lucrurile absolut esențiale pentru asta. Am ales să nu vorbesc despre chestiunea asta pentru că eu nu am detaliat fiecare concept în parte de liber arbitru. Și am vrut să pun în corelație liberul arbitru cu alte categorii ale ontologiei. Am vorbit despre cauzalitate, am făcut corelația liber arbitru responsabilitate, dar m-a interesat să ajung în punctul ăsta în care am vorbit despre conceptele modale. Dar evident, ca să poți construi ideea aceasta de libertate a omului și nu a acțiunilor sale, libertatea omului, n-ai alt registru decât acela al conștiinței, al conștiinței, și în sensul acesta pe care dumneavoastră știți foarte bine din neuroștiințe, awareness, dar în același timp și conștiința care este informată, care este educată, care este cultivată, adică la urmă urmei cunoașterea. Deci absolut de acord. Deci există acolo în toată construcția. În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc pentru această prezentare. Deși vreau să vă spun că pentru anumite aspecte nu ar trebui să vă mulțumesc, ci să vă critic, pentru că până acum dormeam foarte liniștit, că nu puneam problemele astea. Acum s-ar putea să ne-am gândit de numai. Deci e grea pe noi cei care ne ocupăm de filozofie. Da. Trebuie să știți că în știință există această întrebare undeva și sunt foarte mulți care încearcă să o mascheze, să o ascundă. Că dacă într-o bună zi cu adevărat se va descoperi acea theory of everything, atunci s-a cam terminat cu liberul arbitru. Că înseamnă că universul nu poate să fie decât așa cum este și nu există nicio altă posibilitate. Eu aș vrea însă să vă pun o altă întrebare. În acest binom, în această construcție liber arbitru determinism, cumva apare ca necesar să vorbim despre un alt binom, și anume bine-rău. Pentru că responsabilitate cumva ne duce către ideea de rău. Ai responsabilitatea faptului că n-ai ales ceva care a dus către bine. Și această noțiune sau acest binom bine-rău, în subsidiar sau în mod implicit, a introdus în de obicei în discursul politic, nu avem încotro că să vorbim și despre asta, un alt binom, normalitate și anormalitate. Deci ni se vorbește astăzi, am vrea și noi să ajungem să trăim în normalitate, în condițiile în care oamenii nici nu mai înțeleg foarte bine cuvântul, că normalitate înseamnă să trăim conform unor norme. Cine determină sau cum se determină, dacă există, niște norme care să știm cu precizie că sunt de partea bună și nu a răului, cine are responsabilitatea alegerii acestui drum, să zicem, și mai ales în virtutea ceea ce ne-ați spus, dacă există posibilitatea unei asemenea alegeri. Da. Nu v-ați prezentat și nu vă cer scuze, Nicolae Dobre, sunt inginer. Inginer, Dobre, da.
vreau să mulțumesc pentru comentariu, dar și pentru problema pe care o ridicați, care eu, pe care eu înțeleg ca fiind o precizare mai bună, o punere mai bună în registru moral a ideii acestea cu care eu am corelat liberul arbitru, și anume ideea responsabilității. Nu mai e timp acum ca să intru în, într-un excurs, așa, într-o exhortație de felul ăsta. Există în momentul de față în această literatură filozofică vreo trei mari concepții sau viziuni despre ce înseamnă a fi răspunzător, responsabilitate. Eu aș vrea să insist aici, să schițez aici pe una dintre ele care, într-un fel, extinde ceea ce a spus dumneavoastră. Sigur că o bună parte din ideea de răspundere se leagă de ce se întâmplă atunci când lucrurile nu merg bine, când ceva iese rău. Și iese rău nu pentru că așa s-a întâmplat să fie, ci iese rău pentru că au fost făcute alegeri proaste sau chiar mai mult decât atâta, în mod intenționat. Am făcut niște alegeri care sunt rele pentru unii dintre noi sau pentru cei mai mulți dintre noi. Există un concept mai larg, care vine chiar din spectrul politicului, despre care ați vorbit, al răspunderii. Englezii folosesc această sintagmă, accountability. Ești accountable, ești răspunzător, trebuie să dai seama de ceva. Chiar dacă ai făcut lucruri foarte bune. Ca om politic, când ești pus în slujba cetății, ca să mă exprim așa, trebuie în continuu să justifici, să dai seama de ceea ce faci. Și asta este una dintre variantele responsabilității, în care, de fapt, ceea ce trebuie să produci este un gen de structură narrativă, dar nu în sensul peorativ, deci o narațiune politică sau socială în care să justifici fiecare acțiune pe care ai făcut. Și asta se leagă, într-adevăr, de ceea ce a zis și, fără îndoială că sunt de acord, că există această dimensiune acest palier oarecum dicotomic moral între bine și rău pe care trebuie să o punem. Este o componentă a acestei discuții. Vă rog. Director editor al Societății de Universitate din București. Aș vrea să acceptați o întrebare poate mai naivă de la un novice într-un domeniu. Sunteți chimist, sunteți chimist, domnule. Vreau să sunteți toți profesioniști. Vreau să sunteți așa. Acceptarea determinismului ca principiu major de la care construim nu este la limită cumva echivalent cu confirmarea deplină a perceptelor religiei, dar concomitent și cu anularea necesității justiției? Da și nu. Adică la cele două părți ale întrebării, prima parte a răspunsului afirmativ, a doua negativă. Adică dacă argumentul acesta că nu e o incompatibilitate între determinism și libertate poate fi susținut, atunci chiar dacă accept prima parte a ceea ce ați spus, nu o accept și pe a doua, pentru că justiția poate să și trebuie să funcționeze, deoarece la urma urmei suntem liberi atunci când alegem și suntem răspunzători pentru alegerile pe care le facem. Deci genul acesta de determinism pe care, să spunem, de dragul argumentării și al clarificărilor conceptuale îl accept, nu este unul care respinge libertatea alegerii și nici libertatea individului. Prin urmare, există răspundere, prin urmare, justiția trebuie să funcționeze. Domnul Becran, mă rog. Da, mă numesc domnul Moveanu, sunt profesor la filozofie. Domnul rector, am două întrebări pentru dumneavoastră. Prima întrebare e de natură hermeneutică și se referă la modul în care dumneavoastră ați narat aspectul problematic al chestiunii determinismului și libertății. Și anume aș vrea să observ că atâta vreme cât ați vrut să ne convingeți de existența determinismului, și aici ar fi o problemă, o discuție, dar o trec între paranteze și o las acolo mai târziu, ați folosit forme trecute de viitor. S-ar fi putut întâmpla în felul acesta, ar fi fost în felul acesta, am fi putut alege, etc., etc. Iar în situația în care ați început să ne vorbiți despre libertate, ați părăsit acest plan narrativ în care reconstrucția se
petrecea din punct de vedere gramatical cu necesitate, pentru că excludea, să spunem, alegerea prin condiționalitatea aceasta a viitorului din trecut. Dacă credeți cumva că păstrând, să spunem, unitatea narrativă a discursului dumneavoastră, teoria până la urmă mai își păstrează coerența, pentru că dintr-o dată, în momentul în care ați vrut să ne convingeți că există posibilitatea, libertatea și așa mai departe, referințele au fost făcute cu privire la viitor, la ceea ce se va întâmpla. O trebuie să vă spun că, dat fiindcă n-ați dat o definiție, să spunem, a agentului, și agentul e agentul obișnuit, cam în felul în care noi, în mod obișnuit, ne plasăm temporal în legătură cu acțiunile noastre. Într-adevăr, atunci când avem perspectiva trecutului și reconstruim situații din trecut, necesitatea se impune de la sine în modul în care povestim lucrurile, dar în situația în care ne plasăm către viitor, suntem, să spun, siliți să construim într-un fel optativ. Și avem, să spunem, iluzia măcar a posibilității unei alegeri și iluzia libertății. Dacă există, să spunem, numai această intuiție, adică dacă obiecția mea e pur și simplu narrativă și aparatul logic ar putea să construiască un agent în care să nu existe această plasare temporară, ci pur și simplu numai o descriere care să facă plauzibilă punctul, să facă plauzibil punctul dumneavoastră de vedere. Asta este prima întrebare. Și a doua întrebare e cum se leagă această discuție metafizică de ceea ce putem să denumim libertate politică, libertate socială, pentru că sigur, putem să discutăm despre libertate și responsabilitate în acest plan metafizic în care răspunderea e o chestiune care ține de cauzalitatea acțiunii în condițiile în care considerăm un anume agent și libertatea să o numim așa social-politică, iar această libertate e o chestiune de aranjament instituțional. Adică, în ce măsură ideea metafizică, de pildă, că suntem liberi, ar putea avea consecințe asupra aranjamentelor instituționale sau nu suntem liberi, din nou ar putea avea vreo consecință asupra aranjamentelor instituționale. Mulțumesc dinainte pentru răspuns. Da, mulțumesc și eu pentru vedere. El ar putea fi foarte bine punctul de pornire al unor altor prelegeri și discuții. Ceea ce ați spus în prima noastră întrebare și obiecție, partea narrativă și descriptivă, e ceva care sunt în totul de acord. Dar nu o văd ca pe obiecție. Deci această asimetrie în privința discursului temporal. Deci, ca să încerc să rezum, dacă am înțeles punctul de vedere, când vorbim despre determinism, folosim un optativ trecut, da, ne plasăm în trecut, când vorbim despre libertate, folosim timpul viitor. Încă o dată, asta merită o discuție separată, dar nu știu dacă e momentul acum să continuăm, pentru că deja e foarte târziu. Ideea mea este următoarea. Și nu ideea mea, adică nu în sensul că eu sunt cel care în mod original dezvolt acum, e preluată de la alții. Există o asimetrie între trecut și viitor. Există un anumit sens în care clar viitorul e deschis opțiunilor noastre, sens în care trecutul este complet închis. Dacă am avea posibilitatea, ca să zic așa, folosesc metaforii, ochiului lui Dumnezeu, adică să vedem totul undeva din afara lumii, dar să vedem acest din afara lumii ca pe o totalitate care în privința trecutului a fost închisă, dar în privința viitorului este încă în dezvoltare, în desfășurare, am putea vedea că și în trecut au existat foarte multe ramificări
atunci când au fost făcute opțiuni. Dar doar una dintre aceste săgeți duce de la momentul inițial la momentul actual. Nu există un trecut deschis așa cum există un viitor deschis. De aceea nu am folosit întâmplător trecutul în legătură cu determinismul, pentru că eu ceea ce vreau să spun este că totul e determinat de la trecut spre prezent până în prezent. În timp ce libertatea, dacă există, este spațiul opțiunilor noastre de acum în viitor. Și nu vreau să spun că tot ceea ce facem este liber sau neconstrâns, dar că există cel puțin anumite lucruri care sunt definitorii pentru noi ca ființă umană, care de acum în viitor sunt libere. Și de aici apasă pe omerii noștri și povara responsabilității, pentru că alegerea nu este de cele mai multe ori neutră. Dar în niciun caz nu mai pot să mai schimb trecutul. N-am cum să mai schimb. Aici cred că e o diferență oarecum de viziune între noi, pentru că dumneavoastră aveți o concepție filozofică mai constructivistă decât o am eu. Eu sunt, într-un fel, mai realist, frust în legătură cu lucrurile astea. Eu cred că există un trecut ca atare, dincolo de toate poveștile și narațiunile noastre despre trecut. Sigur că sunt controversabile narațiunile, ce s-a întâmplat în Roma Antică sau ce s-a întâmplat în 89 în România, dar există niște fapte care sunt acolo în trecut și care nu mai pot fi modificate, indiferent de interpretările pe care noi le dăm acelor fapte. Și atunci, de asta eu cred, de fapt, că există o asimetrie între trecut și viitor. E mai multă interpretare și construcție de acum spre viitor decât este din prezent spre trecut. Deci nu era întâmplătoare folosirea asta a timpurilor verbale. Trebuie să recunosc, totuși, că n-am fost conștient de chestia asta până l-am spus întrebarea. Dar probabil, în mod instinctiv, am făcut așa. Dar întrebarea este foarte bine venită, pentru că asta mă ajută să conștientizez aceasta. Legătura cu politica, nu? Libertatea ca aranjament instituțional, adică un gen de abordare instituționalistă, nu? Final. Nu, adică ce consecință? De pildă ajungem la concluzia că, să spunem, nu există liber arbitru. Atunci, care este consecința pentru aranjamentul social-politic al libertății? Pot să mai pretind libertatea cuvântului sau nu? Da, cred că și atunci ar trebui pretință. Chiar și în această situație, pentru că acceptând la limită această teză foarte pesimistă, că nu suntem deloc liberi și libertatea e doar o chestiune care ține de niște aranjamente în sensul cel mai bun al cuvântului, de tip social, instituțional, și că totul este constrâns într-un fel sau altul, tot ar trebui probabil să cultivăm ideea de libertate, cel puțin asta a expresiei și a cultivării în limitele sociale și raționale a criticii instituționale, să o cultivăm ca pe un mit în sensul cel mai bun al cuvântului. În sensul cel mai bun al cuvântului, nu un mit ca pe o poveste falsă, ci așa cum vorbesc despre filozofia antică, pornind și de la Aristotel, că într-un anumit sens și mitul este o explicație. Sunt mulți ani când mă ocupam de chestiile astea, dar există în Aristotel unele referiri la mitologi, sunt filozofi. Da. Deci cred că și ar fi un gen de utopie favorabil atunci. Nu o utopie, era ci o utopie foarte bună pentru noi, să cultivăm această dimensiune. Dar să o cultivăm, adică să o educăm, nu să o folosim fără răspundere. Mulțumesc pentru răspuns. Vă rog. Luan Burdușel, inginer, dar am reușit să fac și facultatea și masterul în teologie. De aceea, domnule profesor, pe mine m-a spus într-o încurcătură. Luăm lucrurile prin prisma științei. Într-adevăr, oțel este un model de gândire în luarea deciziei. Pe bază de calcul, de raționament mental și observ că dumneavoastră ați folosit doar doi parametri, ca și cum am avea două variante, alegem pe X sau pe Y. În realitate, viața noastră este mult mai complexă și este un lanț de decizii. Fiecare pas pe care îl facem înseamnă o decizie. Acțiunea ca să facem pasul urmează decizii. De aceea întreb, nu cumva, tot ceea ce ați prezentat dumneavoastră și apreciez foarte mult materialul, nu cumva mai trebuie nu neapărat o abordare mai complexă, dar în afară de cei doi parametri, mă gândesc că este un număr finit de parametri, mult mai mult decât doi, decât acest binom,
și că rezultatul, dacă îl apreciem sau îl intuim că este bun, ar trebui să introducem și un feedback, ca să, prin aproximări sau prin repetări ale unor decizii, noi să ne apropiem cât mai mult, pentru că nu o să putem niciodată dintr-o singură decizie să alegem o finalitate bună. Asta ar fi ceva ideal. Deci aș aduce în discuție problema feedback-ului, iar ca, mă rog, ca un om care predă religia, v-aș propune că acest material să fie cumva dezvoltat și printr-o altă perspectivă a liberului arbitru. Și mă gândesc că ar ieși o lucrare deosebit de valoroasă, pentru că, vedeți dumneavoastră, tot ce am ascultat aici a fost bazat pe mintea rațională. Dar există o componentă a minții intuitive și atunci problema alegerii o consider că este mult superioară, adică alegerea bună. Cum a fost cu Adam și a spus Dumnezeu, ai aici animale, asta e vacă, Doamne, asta e porumbel, etc. El lucra cu o minte intuitivă. Mintea noastră e pervertită acum, pervertită în rău, e virusată. Și așa acest parametru ar trebui luat în calcul în elaborarea deciziei. Dacă luăm în calcul și cu asta încheie mintea intuitivă, care înseamnă, ca să ajungi la o minte intuitivă, înseamnă o pregătire, înseamnă o asceză, înseamnă o rugăciune. Și vă dau exemplu din viața mea personală. M-am rugat și când m-am rugat, mintea mea deja nu mai fost cea limitată. Am câștigat un plus și plusul acela m-a ajutat să iau decizia bună. Aici aș avea eu niște propuneri de a dezvolta această temă deosebit de valoroasă, dar ca să îi dați un plus de, nu știu eu, și o mai mare valoare. Pentru că trăim nu numai cu mintea rațională, ci trăim într-un timp și într-un loc în care acțiunile noastre și gândurile chiar sunt în interacțiune cu Universul. Și totul este ar putea fi o armonie și o rezultat mult mai bine. Mulțumesc pentru întrebare și pentru observație și pentru sugestia pe care ați făcut-o. Cred că oarecum ceea ce spuneți dumneavoastră este corelat cu ceea ce a spus domnul inginer Dobre. Și anume... Este de aceeași profesie. Nu știu, pot eu principal. Și anume, ceea ce puneți în evidență este că modelul pe care l-am prezentat ca model de analiză nu prezintă bogăția parametrilor, ca să zic așa. Adică sunt multe alte lucruri care ar trebui adăugate acolo. Noastră vorbeați despre conștiință, și domnul profesor Zăgran vorbea despre acest lucru, adică ar trebui adăugate mai multe lucruri. Vorbeați despre bine și rău, despre... Cu precizarea că X și Y nu sunt parametri, sunt stări. Nu, sunt stări. La tot sensul am vorbit și domnul inginer, cred că n-a luat în sensul propriu. Pe de altă parte, când propui, și asta am spus de la început, un exercițiu de analiză conceptuală venind dinspre logică și metafizica asta modernă a modalităților, trebuie de la început să faci niște delimitări. Deci modelul, ca să fie mai apropiat de realitate, oricare ar fi ea, trebuie să aibă și aceste dimensiuni despre care vorbiți dumneavoastră. Dar nu le poți pune pe toate în analiza asta. Adică ar trebui să construiești succesiv, așa cum scrii capitolele unei cărți. Nu poți să spui totul dintr-o dată într-o singură lucrare. Pentru că atunci nu mai faci nicio distinție între chestiuni și rezultatul este o confuzie generală. Deci, concep faptul că sunt multe alte lucruri care ar trebui adăugate pentru a avea o reprezentare mai bună a ceea ce înseamnă toată tema asta metafizică, dar pe de altă parte, fiecare privim lucrurile dintr-o perspectivă din care vrem să construim. Iar perspectiva pe care am anunțat-o a fost exact asta, unei analize conceptuale la rece a ceea ce este implicat în aceste teme, aceste topoi metafizice și teologice foarte importante, și de libertatea, răspunderea și așa. Mă rog.
psiholog clinician, psihoterapeut. Eu îmi bat capul cu modalismul ăsta actualist și mă uit acolo, imaginea sunt foarte subiectivă și am înțeles așa. Sunt într-un punct în care dacă am făcut o alegere, lumea mea se schimbă și în această lume care s-a adevărit cu anul X, acționează determinismul. Lumea asta devine o parte a celui astea. Perfect. Iar Y, cu tot ce ar însemna, este un posibil. Da, Y nu există. Nu există, dar dumneavoastră ați spus, este o posibilitate. Da, dar nu în sensul de obiect, ci în sensul de manieră în care ar putea să se întâmple lucrurile de aici. Am înțeles, dar v-ați folosit cuvântul actualizabilă. Da. Eu acolo m-am potignit. Da. Actualizabilă, chiar și conceptual, mă iertați, chiar n-am niciun fel de specialitate, actualizabilă, înseamnă actualizabilă în anumite condiții. Și iar ajungem la condiționalul optativ, la care... Condiționalul, adică nu, mi se pare că ești foarte bună. Ce trebuie spus este că nu e o condiție în sensul că dacă s-ar fi întâmplat alte lucruri, l-aș fi ales pe Y. Nu, în condiția în care sunt aici, în care îl aleg pe X, nu. Pot să-l aleg pe Y. Nu am exprimat corect. Ați spus o posibilitate actualizabilă. Da. Acea posibilitate este actualizabilă. Da. Actualizabilă nu este în anumite condiții? Deci, de fapt, noastră vreți să trageți toată discuția către chestiunea că totul e determinat cauzal. Adică acele condiții în antecedent care m-ar face să-l aleg pe Y și nu pe X, arată că, de fapt, determinismul prevarează asupra libertății. Asta, asta e capcana pe care o văd. Dumneavoastră vă purtați ca un psihanalist acum, mi-a trebuit ceea ce n-am spus. Nu, deja probabil că de asta m-au ales rector la Pentru metafizica modală, de fapt, pornește tot de la Aristotel, de la cuplul acesta între ceea ce este real și ceea ce este posibil sau numai posibil. Pentru că există posibilități, ca să zicem așa ca metafizicianul vulgar, există posibilități care se pot realiza și posibilități care nu se actualizează, de fapt, poate decât la sfârșitul eonilor, ca să zic așa. Deci aici poate fi vorba de ceva care ar fi putut să fie ales. Dar el nu este un obiect, așa cum devine X odată ce l-am ales. Și de aceea se sustrage cauza vieții. Pentru că eu cred că, de fapt, autoritatea nu poate să acționeze, să guverneze decât pe obiecte. Și nu pe maniere sau moduri în care ar putea să existe obiecte. Deci posibil actualizabil sau nu? Adică între conceptele astea care sunt posibile și nu sunt actualizate, pot exista relații conceptuale sau logice, dar nu relații cauzale. Iar cu actualizarea, deci expresia asta de lumea actuală, în primul rând că nu are o conotație temporală, din nefericire termenul românesc are o conotație puternic temporală. Actual aici este de fapt un cald lingvistic după termenul englez actual, care înseamnă de fapt, în realitate. Și există foarte multe discuții, pentru că sunt unii filozofi, cum ar fi de pildă un american care a dezvoltat mult ideea asta, că lumile posibile sunt la fel de reale ca și lumea reală în care trăim noi. Deci dacă el vorbește despre lumi posibile care sunt reale și au același statut de realitate ca și lumea noastră, atunci nu mai poți să mai folosești cuvântul actual. Trebuie să vorbești despre... Nu mai poți să vorbești numai despre posibil și real, mă scuzați, trebuie să vorbești despre actual. Pentru că acest filozof spune că lumile alea posibile sunt reale, dar nu sunt actuale. Deci face o distinție între realitate și actualitate. Așa cum a spus, ar trebui să lăsăm asta, pentru că după aia e mai complicat să continuăm. Mai rău întrebare, două, câte... Cum credeți, dar... Este un lucru care trebuie să ne oprim. Părintele, profesor. Părintele, profesor. Să amuzez de timp, dar... Nu, 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 nu,
Părinte, totul e determinat în lumea asta. Da. Nu aveți de ce să vă cere scuze în trecut. Mi-a plăcut că la sfârșitul acestei demonstrații deterministe ați afirmat existența liderului arbitru. Sau ați spus, de aici omul este liber, dacă libertatea există acum câteva minute. Cred că pentru noi libertatea nu se confundă cu liderul arbitru. Spunea sub rigore teologul în secolul al IV-lea că nu este libertate cea care se când victima a două contrarii sau a starea în care noi ne luptăm cu două contrarii, ci dovada lipsei de libertate. Cred că la liberul arbitru, la responsabilitate și la ceea ce spunea domnul profesor, la educație, putem în momentul acela să adăugăm și motivația. Ca să actualizez, nu cu posibilitate, să o transform în o zbire. Motivația determinată de repere cu autoritate. Vedeți, noastră, la o religie, pornind de la existența lui Dumnezeu, ca un reper cu autoritate, care se descoperă, și mă atrage prin această descoperire, de așa manieră, cât eu îi dau crezare că merită să îmi direcționez libertatea ca funcție a spiritului, și nu numai a spiritului, ci a întregii personalități, în direcția în care el mă provoacă să acționez. Și în felul acesta, libertatea capătă o direcție, adică libertatea fără direcție, este o mare dilemă. Încât, ca să fiu cu adevărat liber, am nevoie de raportare la repere cu autoritate. Și aici intervine, vedeți, în problema libertății în spațiul religios. Iar funcția subiectivă sau modalitatea subiectivă de a accede la ceea ce îmi propune reperul cu autoritate, este ceea ce noi numim credință. În sensul că formele de manifestare a acestui reper cu autoritate îmi dau motivația rațională să ader la ceea ce el îmi propune sau la ceea ce el este. Și aderând la ceea ce el este, primesc ceva, particip într-un anume fel la ceea ce el este, pe ceea ce numim har, adică o energie dumnezeiască, de care împărtășindu-mă pot să scap de anumite atavisme pe care le propune determinismul acolo produs la un moment dat. Și intru într-un tip de libertate care devine și putere. Care capătă direcție, care dă satisfacție, care dă, ceea ce spunea un alt părinte al bisericii, calitatea de ființă care se aseamănă cu Dumnezeu, Grigore Denisa, care spunea, nu sunt liber decât în măsura în care eu mă asemăn cu cel care nu este atent de nimic, cu to aptexusivă, cu cel completament independent. Deci libertatea devine, este și o stare comun de a fi, dar este și un proces de continuă eliberare de ceea ce mă împiedică să ajung, să-l ating, să particip din ce în ce mai mult, spre cel care, prin firea lui, este neatârnat de nimic, este nedeterminat de nimic. Și acesta nu este omul, cu siguranță, este referul cu autoritate pe care îl numim, în general, cu termenul de Dumnezeu, reprezentat în istorie, în totul plenar, culminat cu cea părere de strânoare, în persoana Mântuitorului Hristos. De aceea, vedeți, că noi în teologie punem problema și în maniera aceasta, în sensul că libertatea nu se rezolvă numai prin modul meu de a vă mișca, din vedere de rațional, din vedere psihologic, din vedere social, politic și așa mai departe, ci trebuie să facă de o sub conotația unui progres care să-mi dea satisfacție definitivă, eternă. Și aici, zic eu, dilema aceea a ceea ce poate fi realizabil, nu? Și ceea ce este actual prin alegere, este determinat de
reperul cu autoritate pentru care optez sau care îmi dă motivația acțiunii. Și atunci transform de fiecare dată acel actual, realizabil, care de fapt nu există, îl transform în fapte concrete care mă consolidează pe un anumit drum, care îmi aduce fericirea spre care toți tindem. Fericirea fiind sinonimul în ultima instanță cu adevărata libertate. Mulțumesc! Asta arată de ce avem nevoie de acest dialog. Multe lucruri pe care le-ați spus, care au fost foarte, sunt foarte profunde, adevărate și frumoase, sunt lucruri care sunt cu totul de acord și cred că pe unele dintre ele, într-un alt gen de vocabular, le-am atins și eu în prelegere. Nu știu dacă atunci când erați sau nu erați încă. Sau... oricum e determinat dacă le-am atins sau nu când era sau nu. E de văzut însă cum anume înțelegeți, cum anume trebuie să înțelegem această relație pe care o avem cu reperul, cu autoritate. Într-o anumită măsură, când am vorbit, am făcut pe dilema aceea complicată pe care am prezentat-o, am mers pe mai multe ramuri ale ei, sau cum spuneau grecii, coarnele dilemei, și există o ramură acestei dileme în care vorbim despre libertate corelată cu responsabilitatea în prezența unui gen de determinism în care intră și acest gen de motivație despre care vorbiți dumneavoastră. Nu am insistat foarte mult pe chestiunea asta, însă întrebarea care s-ar putea pune și ar fi de discutat cu teologii, oricum le-am spus de la început că nu vreau să intru în terenul determinismului teologic și al libertății religioase. Întrebarea este dacă această relație între cel care crede și reperul cu autoritate poate fi gândită ca o relație de tip cauzal sau care, dacă nu este cu totul altceva, mult mai complicat această relație. Adică mai degrabă în credință eu o văd ca ceva care este ca o aspirație pe care o am. Dacă vreți undeva plasat în viitor și nu neapărat în trecut. Adică nu e cauza care mă determină pe mine, mă motivează psihologic relația pe care o am cu Dumnezeul meu. Dacă este să vorbesc de reperul cu autoritate. Dar oricum am atins problema aceasta a motivației într-una dintre plancile pe care am prezentat-o aici. Deci este oarecum familiară tema și recunosc că este o dimensiune importantă. Da? În vederea desfășurării întâlnirilor de viitor, pentru că mă consider un potențial participant. Cred că intervenția ultimului vorbitor a fost puțin cam neprietenoasă, pentru că... N-am perceput așa să știți. Eu așa am luat-o și nu am... Nu vă cunosc... Deci semantica e aceeași, pragmatica e diferită. Deci, a vrea ca aceste intervenții, pentru că desu, practic, din intervenția care a făcut, a încercat o răsturnare a sensului discuțiilor care... Vă rog, vă lăsați. Și este o modalitate întâlnită uneori în asemenea mezurări. Aș vrea, solici, rog, pe viitor, să fie atunci când se ia intervenție, nu în discordanță cu tot ceea ce a fost înainte, pentru că atunci se anulează. Asta a fost impresia mea. Nu, asta și după aceea nu trebuie să vă explic. Vezi, ați continuat aducând cu notă educația și mă gândesc, ați spus la și cu educația mai există și motivația ca acum să fie cu adevărat liber din punctul de vedere. Vrească Dumnezeu, din vorbă. Din potrivă, am admirat și consider că această prelegere poate fi cunoaștem de teologie oricând. Ce puțin și de mult am venit. Dialogul putea continua, dar am ajuns totuși la sfârșit, mă rog, cel puțin dintr-un anumit de vedere al întâlnirii noastre formale. Va continua cu siguranță la întâlnirile viitoare. Vă mulțumesc mult pentru participare. Cred că, într-adevăr, iată, cel puțin prin această ultimă intervenție am ajuns să dialogăm în mod real și să sperăm că ne vom întâlni, cu siguranță ne vom întâlni tot atât de mulți la următoarea noastră conferință, care va fi, anunțăm de acum. Probabil la Academia de Științe Economice o să revină într-un proporție pe o dată. În a doua jumătate al lunii martie o să... Încă o dată, mulțumesc! Eu vă mulțumesc tuturor că ați stat.